Bun găsit din Giuleș, vă spun, Dan Ștefănescu și George Doble, derbiurile dintre Rapid și Steaua au stârnit totdeauna pasiuni înflăcărate și au aprins orgoliile fanilor. Lucrurile nu puteau sta altfel în această seară, când Rapid și Steaua se întâlnesc pentru a 125-a oară, iar meciul ar putea fi decisiv pentru ambele echipe. Doamnelor și domnilor, vă invităm la derby în direct la DigiSport, locul unde aveți mereu întâlnire cu fotbalul spectacol. Ca de obicei, atmosferă specială în Giulești, însă în această seară lipsesc de pe acest stadion suporterii Stelei, care au refuzat să facă deplasarea pentru a urmări partida. Acesta este sectorul rezervat suporterilor steliști, în care se află ofițerul de presă al Stelei și Gora Tal, care nu a prins nici în această seară banca de rezerve. Ne pregătim pentru un meci fierbinte, pentru că ambii, ținând cont de declarațiile făcute înaintea acestei partide, noi avem acum imagini de la încălzirea celor două echipe, ținând cont de situațiile din clasament, de declarațiile din cele două tabere, acest meci este decisiv pentru Rapid în lupta pentru un loc de Europa League și pentru Steaua în lupta pentru titlu. Steaua este la 3 puncte de liderul CFR Cluj înaintea acestei etape. Pe Rapid o separă 5 puncte de Dinamo, formația aflată pe locul 6, loc care, în condițiile actuale, în condițiile în care CFR Cluj și FC Vaslui s-au calificat în finala cupei, locul 6 duce în Europa League. Da, spunea Mihai Stoichiță înaintea acestui meci, poate partida aceasta este decisivă pentru giuleșteni. Pentru noi nu, mai avem câteva meciuri, depinde foarte mult și ce se va întâmpla în partida de mâine dintre Timișoara și CFR Cluj. Acesta este momentul în care ies de la vestiare cele două echipe. Vedem concentrare maximă în rândul tuturor jucătorilor. Vom vedea imediat formulele de start, pregătirile cei doi antrenori, de Ioan Andone, tehnicianul Rapidului, și de Mihai Stoichiță, omul care pregătește pe Steaua. Vedem imediat echipa de start a roșialbaștrilor. Tătărușanu este în poartă, Megara, Tudose, Jelef, Petre Marin, Ovidiu Petre, Nicoliță, Toha, Cristi Tănase, Bogdan Stancu și Pantelis Capetanos. O absență ușor de sesizat, cea a lui Stelios Parpas, se pare nerefăcut suficient după o accidentare. Stelios Parpas este rezervă. Vedem mesajul pregătit de suporterii Rapidului pentru Sandu Neagu, cel care a plecat dintre noi, fosta legendă a Rapidului și a fotbalului românesc. Vom vedea imediat și primul 11 pe care îl trimite în teren Ioan Andone. O modificare față de etapa trecută. Bornescu este în poartă, Săpunaru, Iordache, Marius Constantin și Bojovici în apărare. Bojovici în locul lui Diego Sis, care n-a prins nici măcar banca de rezerve. Costin Lazar și Darian Matișei, doi mijlocași defensivi. Grigorie Spadasio și Sesinia în spatele lui Alexandru Ioniță. Pentru că ai vorbit de modificări, la Steaua sunt 3 schimbări față de etapa trecută. Capetanos revine în primul 11 în locul lui Zurdu. De asemenea, Toha apare în locul Toha apare în primul 11 în locul lui Arman Caramian și Stelios Parpas, spuneam puțin mai devreme, înlocuit cu Alexandru Tudose. Îi vedem pe giuleșteni, au ieșit de la vestiare, fiecare având un tricou pe care era imprimat, pe care este imprimat chipul fostului atacant al Giuleștiului, Sandu Neagu. Toate aceste tricouri merg la fani. Îl vedem și pe Ioan Andone, cel care cu siguranță nu are parte de vremuri prea fericite în Giulești. În 3 partide a obținut doar 4 puncte. Etapa trecută, Rapidul a pierdut în deplasare în Gruia cu CFR Cluj 0-1. Înaintea partidei se va ține un moment de reculegere, memoria victimelor teribilului accident aviatic petrecut pe teritoriul Rusiei și în care și-au pierdut viața mai mulți oficiali polonezi, și de asemenea memoria lui Sandu Neagu, cel care în cariera sa a jucat doar pentru Rapid, formație pentru care a evoluat în 254 de meciuri și a înscris 93 de goluri. Un titlu cu Rapidul, 2 cupe ale României, 15 meciuri și 4 goluri pentru echipa națională. Totul este pregătit pentru ca marele derby din această seară din Giulești să înceapă. Ne așteaptă 90 de minute de fotbal spectaculos, de fotbal tensionat, de fotbal așa cum Rapid și Steaua au arătat în mai toate partidele în care s-au întâlnit în urmă cu în toată istoria.
Rapid nu traversează o perioadă deloc bună, vă spunea și Dan. Are o singură victorie în ultimele 6 partide disputate în Liga 1, trupa pregătită acum de Ioan Andone. Pe de altă parte, Steaua, din punct de vedere statistic, stă foarte bine. Are 4 victorii în ultimele 6 meciuri. A pierdut o singură dată în ultimele 6 partide. Este vorba de eșecul din derbiul cu Dinamo. Totul este pregătit în Giulești pentru marele derby dintre Rapid și Steaua, o partidă care s-ar putea dovedi decisivă în lupta pentru atingerea obiectivului pentru ambele echipe. Rapidul vrea în Europa League, Steaua vrea titlul. Prima acțiune cu Bojović, care joacă periculos, recuperează însă Emegara. Nigerianul sprintează în terenul advers, continuă cu pasă la Bogdan Stancu. Stancu se calcă pe picioare cu Bănel Nicoliță, continuă însă Nicoliță, centrare. Mingea este reținută fără probleme de Mircea Bornescu. Bănel Nicoliță, maratonistul Stelei, este fotbalistul care a strâns cele mai multe minute pentru Roșialbaștri în acest sezon, 2192 de minute strânse din 25 de partide. Suporterii giuleșteni de la Peluz desfășoară o pânză imensă pe care sunt trecute numele celor care au câștigat primul titlu din istoria Rapidului în 1967. Noi îl vedem acum pe Costin Lazăr cu o încercare de pasă pentru Grigorie. Ține doar pentru moment mingea în teren. Fane Grigorie. Da, este una dintre cele mai frumoase coreografii pe care le-am văzut în ultimii ani pe stadioanele din România, pentru că este o coreografie care face apel la istorie. O mică, mare problemă în România, felul în care ne respectăm adevăratele valori. Bojović îi trimite lui Marius Constantin o pasă acum pentru Săpunaru. Încearcă să întoarcă Spadasio, golgheterul Rapidului în sezonul trecut, și o pasă mult prea tare pentru Alexandru Tudose. Îmi cer scuze pentru Alexandru Ioniță, era în preajmă și Alexandru Tudose. Un lucru interesant, rapidiștii în acest retur nu au câștigat nici măcar o partidă pe teren propriu, dacă este să luăm în considerare acel 0-3 de la Masa Verde cu FC Timișoara. În realitate, în teren, giuleșenii s-au impus cu 1-0. Așadar, nu mi-aduc aminte de când giuleștenii n-au mai trecut printr-o asemenea pasă proastă pe teren propriu, pe vremea lui Răzvan Lucescu, și în urmă cu un sezon Rapidul era cunoscută drept o echipă foarte, foarte puternică aici în Giulești. Am văzut pe Alexandru Ioniță, omul care din vară va evolua pentru FC Köln, Petre Marin. Pasa lui Petre Marin îl caută pe Bogdan Stancu, respinge însă foarte bine Adrian Iordache. Grigorie îi trimite lui Săpunaru, o intrare destul de tare a lui Cristi Tănase, și a cerut scuze imediat steristul, îl face același lucru și în fața lui Săpunaru. O intrare tare a lui Cristi Tănase, pentru care putea să vadă cartonașul galben. Săpunaru, cel care tocmai a fost faultat, trebuie spus, a marcat împotriva Stelei în acel celebru meci încheiat cu scandalul Bricheta. Un meci încheiat la scorul de 1-0 pentru Rapid, dar care a fost câștigat de Steaua la Masa Verde cu 3-0. Lovitură liberă acum pentru Roșialbaștri. Emegara pentru Ovidiu Petre, care preia foarte larg. Sesinia recuperează și Rapidul pleacă pe contraatac. Atmosferă de senzație. Iadul ne așteaptă în Giulești, spuneau steliștii. Iar iadul este pe cale să se deschidă. Tătărușanu degajează acum balonul către Capetanos. Capetanos marcat bine. Sincer, n-am mai trăit o asemenea atmosferă în Giulești, cred că de pe vremea acelui 1-1 din sferturile de finală ale Cupei UEFA din 2006. Superb ceea ce se întâmplă în această seară pe stadionul Valentin Stănescu. Lovitură liberă pentru Rapid, o lovitură liberă pe care se pregătește să o execute Spadasio. Brazilianul trimite bine în careu. Alexandru Ioniță trimite puțin pe lângă poarta apărată de Tătărușanu. Minutul 5 în Giulești. Rapid Steaua 0-0, atmosferă fierbinte de derby autentic al 104-lea meci între cele două echipe în istoria ligii întâi. 25 de victorii pentru Rapid, 37 de meciuri terminate la egalitate, 41 de succese pentru Steaua.
Respinge acum Marius Constantin până la Sesinia. Jelev pentru Petre Marin, care greșește în prima fază. Continuă însă capitanul Stelei, sau cel puțin așa intenționa să-i trimită lui Capetanos. Minge ajunge la Bănel Nicoliță, mijlocașul dreapta al Stelei, trece de doi adversari. Emegara pentru același Nicoliță, poate fi o poziție bună de centrare. Excelent s-au repliat acolo giuleștenii. Recuperează însă Ovidiu Petre. Foarte mult entuziasm în jocul celor două echipe. Cristi Tănase, centrarea lui Cristi Tănase și o intervenție foarte bună a lui Adrian Iordache. Mingea se ducea către Pantelis Capetanos. Tănase revenit pe postul său favorit, cel de mijlocaș stânga, cel pe care a dat cel mai bun randament și la FC Argeș și la echipa națională. Săpunaru este cel care va repune din margine. Steliștii adoptă poziții ofensive la această aruncare de la marginea Rapidului. Ioniță tamponat acolo de Toha, iar Marius Avram acordă lovitură liberă pentru echipa lui Ioan Andone. Da, s-a vorbit despre poziția lui Toha în teren înaintea acestei partide. Toha joacă în centrul liniei de mijloc alături de Ovidiu Petre. Vă spuneam, Cristi Tănase este mijlocașul stâng al Stelei. Pasa lui Spadasio, pasă pentru slovenul Matici. Acum centrarea lui Bozovic, o centrare bună și este 1-0 pentru Rapid. Marchează Alexandru Ioniță. Minutul 7, deschidere de scor în Giulești, o centrare perfectă a lui Bozovic. Inspirat Andone în momentul în care l-a trimis printre titulari pe fundașul muntenegrean. O centrare perfectă a lui Bozovic, o reluare imparabilă a lui Alexandru Ioniță și meciul va fi și mai încins de acum încolo. 1-0 pentru Rapid, al doilea gol din retur pentru Alexandru Ioniță, imparabil, a trimis cu capul viitorul atacant al lui FC Köln. Știau ce știau suporterii rapidiști atunci când îl cereau în teren pe Vladimir Bojovic. Un cross perfect al muntenegreanului, o minge pusă pe capul lui Ioniță. 1-0 din minutul 7. Al 8-lea gol din acest campionat pentru Alexandru Ioniță, care legalează în clasamentul celor mai buni marcatori ai Rapidului pe Ovidiu Herea, cel care a marcat, a semnat toate reușitele sale în turul campionatului. Herea în partida de astăzi, la partida de astăzi, se află pe banca de rezerve. Bozovic acum, Ovidiu Petre recuperează, pasă pentru Bogdan Stancu. Mingea ajunge la Capetanos, Capetanos în duel cu Sesinia. Capetanos continuă grecul, îi trimite lui Toha. Toha nu iese dribling în fața lui Costin Lazar și este un contraatac periculos al Rapidului. Un jucător al giuleștenilor a rămas întins pe gazon, cred că este vorba de Bozovic. Abia acum a observat colegii săi. Se joacă tare în acest derby din această seară, pentru că așa se joacă în derbiuri. Nu este loc de amabilități. Totul este ca jucătorii celor două echipe să joace în limita sportivității. Și cred că e bine că se respectă tradiția. De obicei, înaintea derbiurilor, când se vorbea foarte mult, erau multe polemici, nu aveam parte de un fotbal de cea mai bună calitate. Lucrurile stau altfel astăzi, în această seară, în Giulești, după o săptămână destul de liniștită față de altele de dinaintea unui derby. Nu au mai fost polemicile obișnuite, poate și pentru că steliștii au fost aproape de rapidiști în scandalul generat de acel meci câștigat de Timișoara la masa verde în fața Rapidului. Bojovic acum cu o minge lungă spre Alexandru Ioniță. A respins Tudose, va fi însă repunere din margine pentru Rapid. Va fi interesant de văzut cum se va descurca Alexandru Tudose din nou în centrul defensivei alături de Jelev. Și de ce spun asta? Pentru că la ultimele partide jucate de Tudose, acesta a evoluat mijlocaș defensiv. Așa s-a întâmplat în meciul cu FC Brașov, câștigat pe teren propriu cu 1-0. Așa s-a întâmplat și în partida de la Bistrița cu Gloria din urmă, cu două etape, atunci când roșii albaștri s-au impus cu 2-1. Oricum, în cele două partide Tudose n-a jucat titular, a intrat pe parcursul reprizelor secunde. Ultima oară a fost în primul 11 al Stelei la Cluj, în derbiul cu CFR. O centrare a lui Spadasio, Tătărușanu boxează curios balonul, va fi din nou corner pentru Rapid în minutul 10 al confruntării din Giulești. Presiune maximă pe careul lui Tătărușanu, deocamdată Steaua nu reușește să pună în pericol poarta lui Mircea Bornescu, care se încălzește undeva la 30 de metri, o nouă lovitură de cap.
Va fi din nou corner pentru Alvișini. Poate cel mai bun start de partidă al rapidiștilor în returul campionatului. Cu siguranță cel mai bun din mandatul lui Ioan Andone. Au început în forță giuleștenii. Spadasio, centrarea lui Spadasio la marginea careului, acum acolo unde așteaptă Costin Lazar, recentrarea lui Costin Lazar. Sesinia n-a reușit să lovească mingea așa cum și-a dorit. V-am rămas datori cu absențele din cele două echipe la Rapid. Nu au drept de joc în această seară și se pare că nu vor avea drept de joc în tot returul. Dacian Varga și Tibi Bălan, de asemenea Mardare este accidentat la Steaua, nu pot juca din cauza accidentărilor Artion Caramian, Sechei și Big Falvi. Câte trei absențe de fiecare parte, noi revedem reluarea lui Sesinia. La toată lumea se aștepta ca Lazar să trimită direct către poartă. A fost surprinsă apărarea Stelei de intenția capitanului rapidist de a juca cu brazilianul Sesinia. Acum lovitură liberă pentru roșialbaștri. În tur s-a încheiat 1-1, un meci cu două reprize diferite. Prima controlată de Rapid. Giuleștenii au avut 1-0 la pauză după reușita lui Herea. Steaua a jucat mult mai bine în partea a doua atunci când Dairo Moreno a reușit să egaleze. Niciunul dintre cei doi marcatori de atunci nu sunt în această seară, cel puțin pentru moment pe teren. Dairo Moreno s-a întors în Columbia la Once Caldas, Herea este doar rezervă. Pasa lui Jivko Želev, o pasă în diagonală pentru Băneli Nicoliță în duel cu Bozovic, a câștigat Nicoliță. Toha pentru Nicoliță, care încearcă să preia balonul pe lângă Bozovic, se apără bine muntenegreanul Nicoliță, lovește mingea și acum Marius Constantin o trimite în afara terenului. Ce ritm are acest derby dintre Rapid și Steaua. Jocul prestat de cele două echipe cred că justifică titulatura de derby. Bogdan Stancu se bate acolo, nu reușește să-i fure mingea lui Sesinia. Brazilianul însă greșește și trimite direct la Toha. Emegara, o încercare de angajare a lui Capetanos. Joc periculos din partea grecului. L-am văzut ceva mai devreme pe banca Stelei și pe Mihai Stoichiță. Este primul său meci pe bancă după acea suspendare de două etape, după ce a fost eliminat în finalul partidei cu FC Brașov. Încă o dată centrarea lui Bozovic transformată în gol de Alexandru Ioniță în minutul 7. A fost atât de mult criticat Alexandru Ioniță în ultima perioadă. Iată că și-a revanșa în fața fanilor cu această reușită în poarta Stelei. Două au fost greșelile pe care le-au făcut steliștii la acea fază. Bănel Nicoliță l-a lăsat pe Bozovic să centreze, în timp ce Tudose nu a putut să ia fața în acel duel lui Alexandru Ioniță. O pasă greșită, Matic îi trimite lui Spadasio. Excelentă intervenția lui Želev. Toha pentru Ovidiu Petre. Pasa lui Ovidiu Petre, o pasă bună în diagonală pentru Capetanos. Preia grecul, este marcat acolo de Adrian Iordache. Capetanos, să vedem ce soluție va alege. Încearcă un dribling, până la urmă este blocat de Săpunaru. A strâns foarte bine Săpunaru, l-a dublat excelent pe Adrian Iordache. Petre Marin acum sub presiunea lui Spadasio reușește să se întoarcă elegant, să-l păcălească pe brazilian. Petre Marin acum pentru Bănel Nicoliță, reușește stopul, pasă pentru Capetanos. Mingea ajunge la Bogdan Stancu, șut blocat, este penalti pentru Steaua. Minutul 13, Marius Avram a lăsat avantaj pentru Steaua. A văzut că nu s-a materializat, apoi a revenit asupra deciziei. Excelentă combinația reușită de steliști la această fază. Pasa lui Bănel Nicoliță pentru Capetanos și intervenția lui Marius Constantin. Este o fază de, pe marginea căreia se va discuta foarte mult în pauză și la final la Fanatic Show, unde vă așteaptă Horia Ivanović și invitații săi. Moment important în această partidă, la doar 7 minute după ce Ioniță a deschis scorul. Steaua are lovitură de la 11 metri. Acesta a fost duelul dintre Marius Constantin și Pantelis Capetanos. Marius Constantin nu a reușit să joace mingea, l-a împiedicat acolo pe Capetanos. Penalti pentru Steaua. Se pregătește să execute golgheterul roșialbaștrilor și golgheterul campionatului, grecul Capetanos. Momente tensionate aici în Giules. Săpunaru încearcă să-l șicaneze pe Capetanos, față în față cu Bornescu. Capetanos șutează, gol! Steaua 1-1, minutul 15.
Al doilea gol din penalti din acest retur pentru Pantelis. Capetanos mai marcase de la 11 metri și în meciul cu Gaz Metan Mediaș, este al 14-lea gol per total pentru Capetanos, pe primul loc în clasamentul marcatorilor, jucătorul grec, un fotbalist care din punct de vedere statistic stă foarte bine, are 25 de goluri marcate în total pentru Steaua, iar în acest moment este pe locul 3 în clasamentul celor mai buni marcatori străini din istoria Ligii 1, un clasament care l-are pe prima poziție pe albanezul Demolari cu 36 de goluri, iar pe poziția a doua pe camerunezul în joc cu 28 de reușite. Să nu trecem însă prea ușor peste pasa extraordinară pe care a dat-o Petre Marin și peste preluarea bună a lui Bănel Nicolița. Acestea au fost ingredientele care au dus la penaltiul scos de Pantelis Capetanos și transformat tot de atacantul grec. Are o jumătate de ocazie și reușește să înscrie. Așa l-a caracterizat Ioan Andone pe vârful stelei și știa Andone de ce să se teamă. Nu mi-aduc aminte de când un derby dintre Rapid și Steaua a adus atât de mult spectacol în debutul jocului cum se întâmplă în această seară în Giulești. Din 2004, atunci când Rapidul a câștigat cu 2-1, atunci Sabin Ilie reușea o dublă în timp ce Dică înscria pentru Steaua, un rezultat consemnat încă de prin minutul 30. Da, a fost ultima victorie a Rapidului pe acest stadion în fața stelei. Pasă bună a lui Toma pentru Bogdan Stancu. Blocată pasa lui Bogdan Stancu de intervenția lui Adrian Iordache. Contraatacul Rapidului. Spadasiu este la minge. Brazilianul caută soluții. Trimite lui Bozovic. Muntenegreanul i-a făcut semn lui Spadasio să înainteze, acum întoarce balonul brazilianului, Sesinia. Sesinia față în față cu Emegara, intervine bine Nicoliță, de această dată l-a dublat bine pe Emegara. Minutul 17, 1-1, Rapid Steaua, un nou șut scos în corner, destul de greu de Tătărușanu. Șut foarte bun al lui Sesinia. Un șut foarte bun și am văzut o scurtă discuție între Emegara și Bănel Nicoliță. Cred că Emegara i-a reproșat lui Bănel Nicoliță că nu l-a ajutat mai mult la această fază. Spadasio bate lovitura de la colț, pe colțul scurt, va fi din nou repunere pentru giuleșteni. Este însă aruncare de la margine. Revedem execuția surprinzătoare a lui Sesinia și vedem acolo o problemă cu plasa porții. Este gol pentru Rapid! 2-1, minutul 17. Incredibilă eroarea din apărarea stelei. Alexandru Ioniță reușește dubla. Alexandru Ioniță la al 9-lea gol din acest campionat. Este golgheterul Rapidului, omul care aduce golul, omul care a crescut în Giulești și care va aduce o importantă sumă de bani Rapidului la finalul acestui campionat în momentul transferului la FC Köln. Rapid Steaua 2-1, 3 goluri în 18 minute. La Urziceni, în confruntarea dintre Unirea și Dinamo, am avut 4 reușite în 10 minute. Stăm din punct de vedere statistic bine și în această seară în Giulești. Încă o dată centrarea lui Sesinia și reluarea lui Alexandru Ioniță. Incredibilă lejeritatea cu care a fost marcat Alexandru Ioniță acolo. O nouă greșeală a apărării steliste. Ovidiu Petre și Jelev s-au uitat cu mingea, trece prin careul mic al lui Tătărușanu. Nici portarul stelist n-a avut vreo intenție să iasă. 2-1 pentru Rapid. Minutul 18, super derby în această seară la Digisport. Vine replica stelei. Bogdan Stancu pentru Cristi Tănase. Cristi Tănase pregătește șutul. Un șut excelent, însă puțin pe lângă poartă. Ce bombă a prins Cristi Tănase. Probabil l-a stimulat mult discuția pe care a avut-o în această săptămână cu selecționerul Răzvan Lucescu, fostul antrenor al Rapidului. Răzvan Lucescu a fost prezent la un antrenament al stelei, iar după ședința de pregătire a ținut să aibă o discuție cu Cristi Tănase, un jucător important pentru echipa națională, în condițiile în care și așa în fotbalul românesc nu sunt foarte multe soluții la dispoziția selecționerului. O intervenție brutală acum a lui Săpunaru asupra lui Cristi Tănase. O intervenție cu ambele picioare înainte. Ar fi de revăzut pentru că Săpunaru ar fi putut primi cartonaș roșu pentru intrarea asupra lui Cristi Tănase.
I-a plătit o poliță Săpunaru, dacă vă aduceți aminte, în debutul jocului Tănase, l-a făultat destul de tare pe fundașul dreapta rapidist. Acum am văzut însă o intrare cu talpa, o intrare pe tibia adversarului. Îl vedem pe Stoichiță, ultima oară când a venit aici în calitate de antrenor al Stelei, în 1998 a scos un egal. Încă o dată intrarea lui Săpunaru, roșu, incredibil. E intrare roșu, de cartonaș direct. Roșu și atenție, atenție, Cristi Săpunaru nu a văzut nici măcar cartonaș galben. Fricos la această fază, Marius Avram. Săpunaru s-a dus cu talpa direct pe tibia lui Cristi Tănase, îi putea rupe piciorul. Intrare inconștientă a fundașului dreapta rapidist. Emegara trimite pentru Bogdan Stancu. Din nou Emegara, o pasă pentru Toha, pătrunde Toha în care însă trage cu dreptul piciorul cu care de obicei nu lovește balonul. A marcat, e drept, un gol în acest sezon cu piciorul drept. A fost o greșeală în meciul cu Ceahlăul Piatra Neamț din deplasare, însă am văzut cât de slab a fost încercarea lui este inexplicabil. Toha. Este inexplicabil cum Săpunaru scapă fără cartonaș după această intrare îngrozitoare asupra lui Cristi Tănase, cu ambele picioare înainte, cu talpa direct pe tibia decarului stelist. Nicoliță îi trimite lui Tudose, care se complică inutil, recuperează rapidiștii. Grigorie, o pasă bună către Costin Lazar, a fost însă în offside capitanul Rapidului. O mulțime de evenimente în aceste prime 21 de minute ale partidei dintre Rapid și Steaua. La pauză și la final aveți Fanatic Show. Va fi analizată partida din toate punctele de vedere, reacțiile, toate reacțiile de la această partidă mâine la știrile DigiSport de la 17:30 și 19:30. Nicoliță acum nu reușește să țină mingea în teren. Este primul moment de respiro după 10 minute foarte intense. Acum Costin Lazar pentru Spadasio, brazilianul, excelent pentru Sesinia, Fanionul rămâne jos, Sesinia, gol! Nu, Sesinia nu reușește, în prima fază reușește din a doua încercare. 3-1 pentru Rapid, minutul 22. Sesinia! Omul reactivat de Ioan Andone la Rapid reușește să aducă al treilea gol giuleșterilor. Este doar a doua reușită din acest campionat pentru Carlos Sesinia, jucătorul adus de giuleșteni în urmă cu 3 ani. Minutul 23, Rapid, Steaua, 3-1. Cine ar fi prevăzut oare că în 22 de minute vom avea 4 goluri? Rămâne în discuție poziția lui Sesinia, iată locul său, apoi continuarea. Ovidiu Petre a încercat să se opună golului, nu a reușit. Am avut impresia inițial că Sesinia a reușit să marcheze cu prima execuție, însă brazilianul doar și-a făcut acea minge pentru a-l dribla pe Tătărușanu. Înscrie Sesinia la a doua încercare, 3-1 pentru Rapid. Este al doilea gol al lui Sesinia în acest sezon. A mai marcat exact în prima etapă a campionatului, la acel 4-1 cu Poliaș. Se pare că este seara revanșelor față de fani în Giulești. Alexandru Ionita a reușit o dublă. Sesinia marchează și el, un fotbalist care, să nu uităm, la un moment dat părea foarte aproape de un transfer la Steaua. Acum Tănase este oprit încă o dată de Săpunaru, lovitură liberă pentru Steaua. Să vedem replica roșialbaștrilor. Suntem doar în minutul 24 al partidei. La câte evenimente am avut în 22 de minute? Cine știe ce ne așteaptă până la final? O nouă minge șutată pe jos de această dată de Cristi Tănase. O minge blocată destul de ușor de Mircea Bornescu. Steaua este groghi în aceste momente, în care are de recuperat o diferență de 2 goluri. Sesinia îi trimite lui Costin Lazar. Din nou Sesinia combină cu Bozovici. Marius Constantin pentru Adrian Iordache. Vine la pressing Bogdan Stancu. Adrian Iordache a vrut să trimită lui Grigorie. Va fi repunere pentru Steaua. Formație care
nu a mai câștigat de ceva vreme aici în Giulești. Și când spun asta, mă refer la rezultatele de pe teren. Iată momentul pasei pentru Sesinia. Se pare că Alexandru Tudose îl scotea din offside pe Sesinia. Cel puțin asta am văzut pe reluarea precedentă. Să nu fie cumva o concluzie pripită. Mai era și Petre Marin în plan îndepărtat. Capitanul Stelei, nici el n-a ieșit la oaltă cu coechipierii. 3-1 pentru Rapid în minutul 25. Bornescu n-are niciun motiv să se grăbească. Încă o dată reușita lui Sesinia, superb a lovat balonul brazilianul. Bună și continuarea sa cu toată opoziția lui Ovidiu. Petre a reușit să trimită mingea în poartă. Tudose, un duel cu Alexandru Ioniță la care rapidiștii au cerut lovitură liberă. Megara trimite direct în afara terenului, nu s-a înțeles cu Bănel Nicoliță. Rapidul este pe val, Steaua are o problemă și încă una foarte mare. Apărarea, așa cum bine intuia și Ioan Andone înaintea acestei partide. De altfel, nu era foarte greu să vezi că apărarea Stelei gafează foarte, foarte des. Tocmai când începuse să se sudeze acel cuplu de fundaș centrali, Parpas Jeleb, cipriotul nu poate evolua astăzi din pricina unei accidente. Bănel Nicoliță greșește pasa, recuperează Matici. O minge pentru Alexandru Ioniță. Ioniță încearcă să pătrundă de unul singur, Tătărușanu iese bine de această dată și reușește să prindă balonul, cel mai scump portar din istoria Stelei. Vedem problemele pe care le are Bozovici. Iată căderea lui Bozovici de mai devreme după un duel cu Toha. De aici vin problemele muntenegreanului. Un lucru este cert, Steaua nu a mai primit niciun meci jucat în deplasare în acest sezon. 3 goluri și suntem doar în minutul 27 al partidei din Giulești. Da, practic Steaua a primit 3 goluri în acest sezon doar în etapa 18, atunci când a pierdut pe teren propriu 1-3 partida cu Ceahăul Piatra Neamț. Tănase, o combinație cu Bogdan Stancu, o intervenție foarte bună a lui Matici, contraatacul Rapidului, Spadasio, o pasă cu exteriorul foarte frumoasă pentru Alexandru Ioniță, șut deviat de Alexandru Tudose și din nou emoții pentru steliști. Mihai Stoichiță îi prevedea un viitor strălucit lui Alexandru Tudose. Din păcate pentru el, tânărul fundaș al Stelei are un retur de coșmar. Centrarea lui Spadasio câștigă duelul din careu steliștii, degajează Bănel Nicoliță, însă doar până la Matici. Bozovici acum. Pasa lui Bozovici, mingea ajunge la Tătărușanu, portarul pentru care steliștii au plătit 1,5 milioane de euro celor de la Gloria Bistrița. Spre comparație, Zapata a costat de 3 ori mai puțin. Bănel Nicoliță. Bănel Nicoliță greșește pasa, recuperează Sesinia. Elegant trece Sesinia de Bănel Nicoliță, continuă cu Spadasio. Lovitură liberă pentru Rapid, Spadasio ținut discret din spate de către Ovidiu Petre. Este doar lovitură liberă pentru Rapid, nu și cartonaș galben pentru Ovidiu Petre. Încă o dată, șutul de mai devreme al Alexandru Ioniță, deviat de Alexandru Tudose. Mingea s-a dus peste poarta apărată de Tătărușanu. Practic, în această seară, Rapid repetă repriza bună, o prima repriză bună făcută contra celor de la CFR Cluj. Atunci, rapidiștii nu au marcat, însă ocazii au avut împotriva CFR-ului. Da, practic, se răzbună toate acele ocazii. Șutează acum Marius Constantin, însă în zidul stelist încearcă Nicoliță să recupereze din picioarele lui Ioniță. Vine acolo și columbianul Toha, reușește să scoată mingea din margine. Toha continuă cu Tănase, neavertizat că are adversar în spate. Obține totuși o lovitură liberă de carul Stelei.
Revedem duelul dintre Iordache și Tănase. Tănase e mult mai activ decât în alte partide. Se vede că a revenit acolo unde se simte cel mai bine, pe postul de mijlocaș stânga. Tudose îi trimite lui Jelev. Jelev pentru Petre Marin, capitanul Stelei. Cristi Tănase. Săpunaru vine după el până aproape de centrul terenului. Petre Marin. Din nou Cristi Tănase. Tănase se complică, menține însă balonul. Toha. Au o problemă steliștii, nu reușesc să treacă de centrul terenului. Da, sunt foarte agresivi jucătorii lui Ioan Andone acolo în zona centrului terenului. Spații foarte mici. Toha îl trage de tricou pe Matici, care reușește totuși să-i trimită lui Alexandru Ioniță. Ioniță față în față cu Tudose. Ioniță trece printre doi adversari, cade și va vedea cartonașul galben pentru simulare. Primul avertisment al acestei partide în minutul 30. Ioniță pentru simulare. Nu uităm însă că în urmă cu 10 minute, la scorul de 1-1, Săpunaru s-a urcat cu ambele picioare pe Cristi Tănase și nu a primit nici măcar un cartonaș galben. Jelev pentru Toha. Cristi Tănase. Petre Marin. Petre Marin, Toha îi cere balonul, preferă să îi trimite lui Tănase. Ovidiu Petre. Ovidiu Petre pentru Capetanos, a sprintat în dreapta Emegara. Capetanos nevoit să vină la mică distanță de centrul terenului pentru a lua baloanele. Toha către Bogdan Stancu, devierea lui Bogdan Stancu și acum un nou contraatac foarte periculos al Rapidului. Costin Lazar nu găsește însă culoarul potrivit, nici pentru Ioniță, nici pentru Spadasio. Furia ofensivă a Rapidului s-a transformat într-o agresivitate dusă la maximum atunci când mingea este în posesia Stelei. Toha încearcă să coordoneze acțiunile roșialbaștrilor. Petre Marin pentru Bogdan Stancu, respinge însă foarte bine Adrian Iordache. Acest început furibund de meci al Rapidului s-ar putea să aibă legătură cu o problemă sesizată și de oficialii rapidiști, însă vedem pătrunderea lui Grigorie. Grigorie pregătește șutul, prinde Tătărușanu. Spuneam că acest început furibund de meci poate să aibă, al Rapidului, poate să aibă legătură și cu acea anumită problemă a condiției fizice a rapidiștilor. Săpunaru acum se cere penalti și se obține penalti după intervenția lui Emegara asupra lui Grigorie. 11 metri pentru Rapid. Incredibil, minutul 32 și s-ar putea să vedem al cincilea gol în această seară. Da, a fost penalti. Vedem intervenția lui Emegara asupra lui Ștefan Grigorie. A căzut după momentul impactului Ștefan Grigorie, foarte spectaculos, însă faultul rămâne. Penalti pentru Rapid în minutul 33. Rapid conduce cu 3-1. Și Dumnezeu știe ce se mai poate întâmpla în această partidă, în care Rapidul conduce cu 4-1. Un penalti transformat de Marius Constantin. Marius Constantin este la primul gol din acest campionat. Cinci goluri în 33 de minute. Cine s-ar fi așteptat? Cine s-ar fi așteptat la această diferență după 33 de minute? Rapid Steaua 4-1. Da, toate derbiurile transmise în direct de DigiSport în acest retur au avut mult suspans, au avut goluri, au avut o mulțime de faze spectaculoase. Să ne aducem aminte de CFR Dinamo, de CFR Steaua, de Urziceni Steaua și mai ales de Urziceni Dinamo, de duelul dintre Dinamo și Steaua din Ștefan cel Mare. Și acum vedem o nouă partidă foarte frumoasă în Giulești între Rapid și Steaua. Emegara îi trimite acum lui Bănel Nicoliță, care lovește din prima balonul pentru Toha. Reușesc să obțină o repunere de la margine steliștii. Steaua n-are nicio șansă în Giulești, spunea George Copos înaintea acestei partide și iată premoniția sau prezicerea patronului rapidist se adeverește întru totul.
cel puțin până în acest minut 34. 4-1, Rapid Steaua. Mihai Stoichiță știe cum e să pierzi la 3 goluri diferență în fața giuleștenilor. A mai pierdut odată aici în Giulești, un 0-3. Acum însă se mai pot întâmpla multe. Suntem abia în minutul 35. Repunere de la marginea lui Megara. Sesinia degajează balonul. Toha a încercat să oprească mingea și va fi repunere pentru Rapid. Din punct de vedere psihologic, steliștii cu siguranță stau foarte prost în acest moment să încasez 4 goluri într-o partidă de la care toată lumea se aștepta să aibă un rezultat strâns, să aibă mult echilibru. Nu-i deloc ușor pentru steliști. Andone are două victorii contra lui Stoichiță de-a lungul carierei, însă tot două are și Stoichiță în confruntările cu antrenorul Rapidului. Cred că Steaua n-a mai primit 4 goluri de la acel meci cu Real Madrid de pe teren propriu din Liga Campionilor în 2006, nu? A fost atunci 1-4 Steaua Real Madrid. 1-4 este și acum, cu diferența că Steaua joacă în deplasare în Giulești. A mai fost și acel eșec cu Lyon de pe teren propriu din Champions League, dar a fost doar 0-3. Cristi Tănase se pregătește să bată lovitura liberă. Tănase, un șut puternic, însă pe lângă poartă. Pentru a treia oară când își încearcă norocul Cristi Tănase, însă o singură dată a găsit spațiul porții. Avea spațiu pe lângă zid Cristi Tănase, a șutat însă mult pe lângă poartă. Deocamdată niciun șut pe spațiul porții expediat de Cristi Tănase. A fost acea minge reținută de Bornescu, însă am văzut pe reluarea din spatele porții că mingea nu prindea cadrul porții. Petre Marin. Petre Marin îi trimite lui Cristi Tănase. Din nou Petre Marin. Ovidiu Petre. Pentru Jelev. Tudose nu lovește bine mingea, a fost presat acolo de Alexandru Ioniță și a greșit stoperul stelist. O seară îngrozitoare pentru fundașii Stelei. Ridiculizați de jucătorii Rapidului. O seară îngrozitoare pentru Steaua, în general, nu numai pentru fundașii roșialbaștrilor. Steaua nu se regăsește și cei mai trist pentru Stoichiță și ai lui, că nici banca nu-l ajută pe tehnicianul stelist. Pe bancă se află Zapata, Parpas, Golanski, Baciu, Pleșan, Surdu și Arman Caramian. Dar nu-l ajută pentru că nu sunt multe soluții pentru ofensivă. La un asemenea scor e nevoie de forțe proaspete în atac. Pasa lui Bănel Nicoliță îl căuta pe Panteris Capetanos. Intenția lui Bănel Nicoliță nu a fost deloc rea. Bozovici îi trimite acum lui Matiș, cere mingea Ștefan Grigorie. În unele faze Grigorie a fost al doilea atacant al Rapidului. A fost un element surpriză pentru steliști. Capetanul să-i trimite lui Bănel Nicoliță. Să vedem centrarea lui Bănel Nicoliță direct în Bozovici. Recuperează Sesinia. Din nou trece foarte ușor Sesinia de Bănel Nicoliță. Îi păcălește și pe Megara și Toha și continuă cu pasă pentru Matici. Din nou Sesinia, Matici, iar acum Bozovici. Diferență la fel de mare ca aceea din Ștefan cel Mare. Tătărușanu reușește să prindă balonul. E ușor de înțeles dezinvoltura cu care combină rapidiștii. Ei sunt cei care conduc în acest moment cu 4-1. Toha se descurcă bine în fața lui Costin Lazar, care îl trage de tricou. Toha pentru Cristi Tănase. Tănase, pasă bună lui Tănase pentru Bănel Nicoliță, are spațiu acolo, Bănel Nicoliță încetinește, însă inexplicabil centrează acum Bănel Nicoliță pentru Toha, care ratează voleul. Stancu și Capetanu îl trimite peste poartă. Primul semn de viață al Stelei după 20 de minute de coșmar în care roșialbaștri, după ce au egalat, au primit numai puțin de 3 goluri.
A ratat intervenția ei Săpunaru, nici continuarea lui Toha n-a fost mai bună. Iar Capetanos trimite peste poartă din numai 6 metri. Ce poțin să se-i reproșez lui Pantelis Capetanos, omul care a dus-o pe Steaua în spate în acest sezon. Respinge Emegara, Ovidiu Petre acum, Costin Lazar trimite în afara terenului, capitanul Rapidului. Costin Lazar a fost incert înainte acestui joc, a fost însă recuperat la timp. Toha pentru Ovidiu Petre, Jelev îi trimite lui Petre Marin, pasa lui Petre Marin pentru Bogdan Stancu. Bogdan Stancu reușește să țină balonul, a fost însă până la urmă faultat de Adrian Iordache. Este lovitură liberă pentru steliști în minutul 40 al confruntării din Giulești. Rapidul acceptă această dominare teritorială a Stelei pentru că este echipa mai stăpână pe calitățile, pe mijloacele sale. Am văzut de câte ori recuperează băieții lui Andone. Rapidul pleacă foarte periculos pe contraatac. Să vedem cine va trimite în careu acum, probabil Bănel Nicoliță. Sunt 6 jucători ai Stelei la marginea careului. Bănel Nicoliță trimite direct către poartă. N-a fost inspirat în mijlocașul dreapt al Stelei sau cel puțin execuția nu a fost cea potrivită. Oricum Bornescu este un portar greu de bătut cu astfel de execuții. Degajează Bornescu, a fost certat ceva mai devreme de către Ioan Andone că ține mingea foarte mult în propria suprafață de pedeapsă. Acum Bornescu, e adevărat, nici n-avea ce face, trebuia să trimită cât mai lung. Aruncare de la margine pentru Steaua, suntem în ultimele 5 minute ale primei reprize. Rapid Steaua 4-1, scor stabilit încă din minutul 33, atunci când Marius Constantin a marcat din penalti. Toha pentru Bănel Nicoliță, intervine foarte bine Costin Lazar. E greu de găsit un rapidist care să fi jucat slab până acum. Toți jucătorii lui Andone la capacitate maximă până în acest minut 42. Emegara îi trimite lui Ovidiu Petre. Ovidiu Petre, o pasă către Bogdan Stancu. Mingea ajunge la Cristi Tănase. Vine și Petre Marin să-l ajute pe Cristi Tănase. Tănase centrează pentru Bănel Nicoliță, care nu mai ajunge la balon. M-am uitat pe statistici, iar Rapidul a mai reușit în alte 3 partide din acest sezon de pe teren propriu să mai marcheze câte 4 goluri, însă de fiecare dată a fost vorba de un meci cu o formație aflată în lupta pentru evitarea retrogradării. 4-1 cu Iașiul, 4-0 cu Internațional Curtea de Argeș și 4-1 cu Gaz Metan Mediaș. Plus acel succes din deplasare, 4-0 cu Ceahlăul. Rapidul la un moment dat avea cel mai bun atac din Liga 1. L-am văzut pe Alexandru Tudose cum se lipește la propriu de Ioniță. Bojovic încearcă să treacă de Toha. Două probleme a avut Steaua în această primă repriză. Două probleme foarte, foarte mari. Centrul defensivei și centrul liniei de mijloc. Jelev și Tudose îngrozitor au jucat. Ovidiu Petre și Toha au greșit o mulțime de pase la centrul terenului. Pase de care au profitat giuleștenii. O pasă pentru Cristi Tănase, excelentă, însă intervenția lui Costin Lazar, care dă impresia că este pe tot terenul, este totdeauna în locul unde se află mingea. Cristi Tănase revine Marius Avram, lăsase avantaj, este lovitură liberă pentru Steaua. Grigorie, l-am văzut mai devreme prin plan, are meritul de a fi scos penaltiul din care Marius Constantin a marcat al 4-lea gol al Rapidului. Petre Marin acum trimite pe linia careului de 16 metri, de unde respinge foarte, foarte ușor Darian Matici. Din nou capitanul Stelei își mai încearcă o dată norocul, de această dată reușește să trimită în careu, însă tot până la un adversar, a respins Esinia. Centrarea lui Emegara, o centrare pentru Bogdan Stancu, iese foarte bine Bornescu la marginea careului de 16 metri, a fost inspirat Bornescu, acum degajează către Spadasio, însă Jelev reușește să respingă.
Ne apropiem de finalul unei reprize senzaționale a Rapidului. Ioniță pătrunde în careu, Emegara reușește să respingă și este corner pentru Giuleșteni. În acest moment, lupta Stelei pentru titlu pare încheiată, însă totul depinde în mare măsură de rezultatul partidei de mâine dintre FC Timișoara și CFR Cluj. Dacă CFR învinge, se distanțează la 6 puncte și este greu de crezut că steliștii în ultimele 6 etape pot reface această diferență. Însă dacă se impune Timișoara, totul rămâne ca înaintea acestei partide. Steaua joacă etapa viitoare în direct la DigiSport pe teren propriu cu Timișoara, duminică de la ora 20. Un cartonaș galben pentru Costin Lazăr, al doilea rapidist avertizat în această seară. Primul care a încasat un galben a fost Alexandru Ioniță. Toha, de la el pornește atacul Stelei. Toha, columbianul, ține balonul, îi trimite lui Ovidiu Petre. Cristi Tănase, Tănase, o pasă către Capetanos, a intervenit foarte bine Adrian Iordache și este final de primă repriză. Rapid conduce pe Steaua cu 4-1. Alexandru Ioniță a reușit o dublă, Sesinia și Marius Constantin au marcat celelalte goluri ale giuleștenilor. Pentru steliști a marcat Capetanos în pauză, Fanatic Show, apoi ne vom întoarce în Giulești. Am revenit în Giulești, doamnelor și domnilor, după 45 de minute incredibile. Rapid conduce pe Steaua cu 4-1. Vom vedea imediat tot ce s-a întâmplat important în această primă repriză a unui derby senzațional. În minutul 7, Ioniță înscrie primul gol după o centrare perfectă al lui Bojovic. A urmat penaltiul obținut de Capetanos și transformat tot de grec. În minutul 15, Steaua reușea egalarea, însă furtuna avea să vină de-abia după aceea. Minutul 19 a fost 2-1 cu gol același Alexandru Ioniță, o nouă gafă a apărării Stelei. 3-1 Sesinia. Un lob peste Tătărușanu, apoi a trimis mingea în poartă cu toată opoziția lui Ovidiu Petre. Vedem faza și dintr-un alt unghi, un concurs parcă de greșeli în apărarea Stelei, ultima făcută de Emegara, care l-a faultat pe Grigorie. Și iată intervenția criminală a lui Săpunaru. Ar trebui suspendat doar pe baza probelor video pentru această intrare asupra lui Cristi Tănase. E adevărat, la 2-1 în minutul 19. Da, am revăzut cele mai importante faze ale primei reprize, o primă repriză cu 5 goluri. Să sperăm că și ceea ce va urma, această parte secundă, va aduce la fel de mult spectacol. Am văzut mai devreme pe Basarab Panduru, managerul Stelei. Iată-l și pe Mihai Stoichiță. Probabil că îl vom vedea curând și pe Ioan Andone. Marius Avram, arbitrul de centru al acestei partide. Vă reamintim și asistenții Octavian Șovre și Mircea Orbuleț. Nu sunt schimbări la pauză, Dan. Da, la Rapid este de înțeles, la Steaua mai puțin, deși, spuneam și în prima repriză, banca nu-l ajută deloc pe Mihai Stoichiță. Așadar, Rapidul începe cu Bornescu, Săpunaru, Iordache, Marius Constantin, Bojovic, Matici, Lazăr, Grigorie, Spadasio, Sesinia și Ioniță. De partea cealaltă, Steaua cu Tătărușanu, Emegara, Tudose, Jelef, Petre Marin, Ovidiu Petre, Nicoliță, Toha, Cristi Tănase, Capetanos și Bogdan Stancu. I-am văzut pe steliști înaintea startului reprizei secunde, adunați undeva la mijlocul terenului, încercând să se monteze pentru aceste ultime 45 de minute. Steaua va încerca probabil din răsputeri să salveze ce mai este de salvat din acest derby. Probabil că așa a sunat și discursul lui Mihai Stoichiță în vestiar înaintea debutului reprizei secunde. Practic, Steaua nu mai are nimic de pierdut în afară de onoare în această seară. Rapidul este în avantaj, are 3 goluri în fața roșialbaștrilor. Acum o pasă pentru Capetanul, căruia nu iese preluarea. Au recuperat repede giuleștenii. Marius Constantin caută o variantă de a trimite mingea în ofensivă. L-a văzut pe Ioniță lipit de tușă, însă a intervenit bine Emegara. Toha cu preluările specifice foarte, foarte largi. Acum Lazăr își permite să calce această minge pentru Ioniță. Să vedem centrarea lui Bojovic. Nu este o centrare, ci doar o minge pentru Costin Lazăr. Și prinde și Tătărușan o minge.
Costin Lazar, meci excelent făcut de capitanul Rapidului. O mulțime de recuperări importante reușite pentru echipa sa. De atac s-au ocupat alții în această seară. Formă excelentă pentru Sesinia, pentru Spadasio, pentru Alexandru Ioniță și chiar și pentru Grigorie, care a scos penaltiul transformat de Marius Constantin. Recuperează Bozovic, îi pasează lui Costin Lazar. Un nou atac periculos al Rapidului. Megara încearcă să-l blocheze pe Bozovic, lucru pe care nu prea l-a reușit în prima repriză. Balon întors de Spadasio, recuperează Steliști. Bogdan Stancu îl are în stânga pe Capetanos. Către atacantul grec trimite Stancu. Pantelis Capetanos în duel cu Grigorie. Vine să ajute acolo și Săpunaru, care câștigă mingea. Intervenție energică a lui Pantelis Capetanos, însă regulamentară. Grecul a atins mingea pe care a trimis-o în afara terenului. Steliștii nu mai pot fi încurajați în acest moment decât de statistici care spun că Rapidul joacă mai prost în reprizele secunde din acest sezon și că Steaua marchează foarte mult în partea a doua a jocurilor, 12 reușite în reprizele secunde pentru Steliști, de două ori mai multe decât în prima parte a jocurilor. Petre Marin, o intervenție spectaculoasă și până la urmă și eficientă. Cristi Tănase pentru Ovidiu Petre. În dreapta așteaptă Bănel Nicoliță. Ovidiu Petre l-așteaptă însă pe Emegara. Nigerianul mai departe către Nicoliță. Parcă nu mai sunt la fel de agresivi giuleștenii pe faza defensivă, așa cum au fost în primele 45 de minute. Alexandru Tudose pentru Bogdan Stancu. Din prima către Nicoliță. Vine acolo și Toha. Continuă cu pas la Nicoliță. Centrarea lui Nicoliță, balon respins de Marius Constantin, va fi corner pentru Steaua în minutul 49 al confruntării. Dacă am avut atât de multe goluri în prima parte, 5, de ce să nu avem la fel de multe și în repriza secundă? Spectacolul continuă în direct la DigiSport. Centrează acum Bănel Nicoliță, o minge trimisă către Jelev, șutează Ovidiu Petre la un pas de gol Steaua. Da, se pare că a fost un balon deviat, probabil de, sau cel mai probabil respins de Bornescu, vom vedea mai bine din această reluare. Nu a atins Bornescu, Grigorie a fost cel care s-a aflat pe traiectoria balonului. Jelev a sărit, însă a trimis balonul pe lângă poartă. Steaua are nevoie de un gol marcat cât mai curând pentru a mai spera la un punct aici în Giulești. Acesta pare să fie obiectivul maxim pe care îl poate atinge Steaua. Iată și rezervele celor două echipe la Rapid. Straton, Helder, Lucian Răduță, Herea, Ilie Iordache, Gauraci și Adrian Iencii la Steaua, Zapata, Parpas, Golanski, Arman Caramian, Eugen Baciu, Mihăiță Pleșan și Romeo Surdu. Ci Ioniță a fost cel care a făcut această fază. A încercat să centreze pentru Spadasio. A reținut însă Tătărușanu. Acum Cristi Tănase cu pas către Toha. Columbianul încetinește jocul Stelei, iar Remegara trimite direct la Costin Lazar. Bornescu. Balon degajat de Bornescu. Îl căuta pe Alexandru Ioniță. A respins Alexandru Tudose. Matici pentru Bozovici. Inspirat Ioan Andone când l-a trimis pe Bozovic pe teren în locul uruguayanului Diego Sis, meci excelent făcut de muntenegrean. Am apelat la statistică în pauză pentru a vedea care au fost partidele din ultimii ani în care Steaua a primit 4 goluri. Ei bine, sunt 3. Acel meci 1-4 cu Real Madrid pe teren propriu. Tot în Liga Campionilor pe teren propriu 3-5 cu Olympique Lyon și tot pe teren propriu de data aceasta în campionatul 2-4 cu Dinamo în 2007. Intervenție bună a lui Alexandru Tudose în fața celuilalt Alexandru de pe teren, Ioniță, și apoi o pasă greșită. Probabil că urmărim cel mai slab meci al Stelei din acest sezon, cel puțin din punct de vedere al scorului, pentru că roșialbaștrii au încasat până acum 4 goluri de la Rapid. Practic se repetă povestea din derbiul cu Dinamo și atunci Steaua, chiar dacă a pierdut doar cu 2-0, a fost surclasată de rivala sa. Grigorie cu o preluare foarte bună. Tudose reușește și el să se placeze bine. I-a luat fața acolo lui Ioniță, care aștepta pasa lui Grigorie. Acum Toha pentru Bănel Nicoliță, joacă din prima Nicoliță.
însă mingea se duce pe un alt culoar, Spadasio către Ștefan Grigorie. Tudose a intervenit bine, a trimis însă mingea în afara terenului. Repune Săpunarul pentru Costin Lazar. Spadasio, elegant, driblingul în fața lui Toha, apoi pasa pe lângă Ovidiu Petre, o minge acum pentru Sesinia, nu este offside la Sesinia, care nu mai are însă forță pentru a finaliza. O nouă pătrundere a lui Sesinia. A fost un element surpriză brazilianul în această seară. Golul 3 al Rapidului a apărut după o pătrundere prin centru a lui Sesinia. Își părăsise zona preferată de acțiune, partea stângă a atacului rapidist. Acum Tănase, luat în primire acolo de Săpunaru și Spadasio. Petre Marin pentru Toha, din nou Tănase, o încercare de un doi. Toha însă dă senzația că e în plus pe teren. Da, Toha, de la el se aștepta să aducă mai multă creativitate liniei de mijloc a Stelei. Lucrul acesta nu s-a întâmplat și asta pentru că în majoritatea fazelor cel care a verticalizat nu a fost Toha surprinzător, ci Ovidiu Petre, celălalt mijlocaș central, jucătorul care teoretic ar avea mai multe sarcini defensive. Sesinia cu un stop elegant. Pe Sesinia îl știam capabil de astfel de evoluții, pe care însă în ultima perioadă nu ni le-a arătat. Aceasta a fost marea surpriză a lui Andone pentru Mihai Stoichiță, deși spunea Andone că el și cu antrenorul Stelei nu se mai pot surprinde reciproc pentru că se știu de atâta timp. Bogdan Stancu, frumoasă pătrunderea sa, însă Matici este excelent la recuperare. Bornescu îi retrimite lui Matici și acum Marius Constantin pentru Costin Lazar. Joacă giuleștenii și pentru tribune, cu pase repetate în propria jumătate. Dar cine ar fi crezut că vom auzi oleuri în Giulești în minutul 54, atât de vreme totuși. Însă încă de la pauză scorul era de 4-1 pentru Rapid. Săpunaru acum blocat de Petre Marin. Intervenție corectă a capitanului Stelei, a fost o intervenție la minge, o contră puternică pusă de Petre Marin. Preia Toha și continuă atacul Stelei în banda dreaptă cu Bănel Nicoliță. Preferă și el centrul. Din nou Toha. Lipsă clară de idei pe fază ofensivă pentru echipa lui Mihai Stoichiță. A pregătit excelent Ioan Andone această partidă. A reușit să-și monteze jucătorii, să-i facă să aibă atitudinea potrivită. Toha trimite încă o pasă greșită. Pare din alt film jucătorul columbian, cel puțin în această seară. Bozovic combină cu Matici pentru Costin Lazar. Săpunaru îi trimite lui Adrian Iordache, un jucător, să spunem, reactivat de Rapid după o scurtă perioadă petrecută în străinătate. Costin Lazar pentru Marius Constantin. Pasa lui Marius Constantin către Sesinia. A intervenit bine de această dată Bănel Nicoliță. Un derby senzațional venit la doar două ore după o performanță istorică a sportului românesc. Olchim Râmnicu-Vâlcea calificată în finala Ligii Campionilor la handbal după 24-20 în returul cu Ghior. Lovitură liberă pentru Rapid, o lovitură liberă obținută de Matici după o intervenție a lui Toha. Și atenție, este zona din care Matici a marcat acel eurogol în partida cu Timișoara. Dar totul este ca Spadasio să miște acea minge în centru către Darian Matici. Sfatul rapidiștilor: Săpunaru, Marius Constantin, Spadasio și Alexandru Ioniță acolo. Săpunaru s-a dus către careu. Se pare că va fi o minge așezată pentru Marius Constantin. O schemă a giuleștenilor, o schemă însă nereușită, pentru că a fost o minge mult prea puternică trimisă către Alexandru Ioniță. Iată-l pe Ioan Andone, a reușit de-a lungul carierei doar 4 victorii contra Stelei în 24 de meciuri. În această seară este foarte aproape de al 5-lea
succes, în rest 15 eșecuri în meciurile cu roșialbaștri. Succesele le-a obținut până acum, două pe vremea când era antrenor al lui Dinamo, două ca antrenor al Sportului. Probabil vine și primul succes în calitate de antrenor al Rapidului. Dacă nu se schimbă nimic urgent în jocul Stelei, Rapidul se impune cât se poate de clar în această partidă. Acum Lazar combină cu lejeritate, rapidiștii au avantajul moral al celor patru goluri marcate în poarta lui Tătărușanu. Adrian Iordache pentru Săpunaru. Costin Lazar. Spadasio din prima pentru Matic. Ioniță este surprins în offside. Iată că Zvonimir Soldo, antrenorul lui FC Köln, primește și vești bune din România. Am citit un interviu cu el în care spunea că abia l-așteaptă pe Alexandru Ioniță și s-a spus de forma mai puțin bună a atacantului cumpărat în iarnă de echipa germană. Acum va primi și vești bune, va ști că Ioniță a marcat într-un derby important din Liga 1. Încă un atac al Stelei cu Bănel Nicoliță aflat în centru, șut cu stângul, blocat însă de Darian Matic. Acum Emegara pentru Cristi Tănase, cel care probabil va juca în centru în ultima parte a partidei, pentru că Mihai Stoichiță îl pregătește pe Arman Caramian, fostul giuleștean. Excelent, a scos balonul Sesinia pentru Costin Lazar. Din nou Costin Lazar, îi trimite lui Adrian Iordache. Săpunaru pentru Grigorie. Din nou Săpunaru. Costin Lazar îi trimite lui Sesinia. Preferă pasele scurte, rapidiștii preferă să îi aștepte pe Steli să iasă la joc. Da, de ce n-ar face-o? La 4-1, Rapidul își permite să joace pentru tribune. Poate fi, să spunem, victoria de care Rapidul avea nevoie pentru a spera în continuare la locul 6, locul de Europa League. Depinde însă, în mare măsură, și de rezultatul de la comisii după acel 0-3 la masa verde cu FC Timișoara. Va fi corner pentru Steaua, minutul 59, Rapid continuă să conducă pe roșialbaștri cu 4-1, rezultat stabilit încă de la pauză. Corner pentru Steaua, un corner pe care îl va executa Bănel Nicoliță. Deocamdată nu se face acea modificare de care vă vorbea Dan mai devreme, intrarea lui Arman Caramian la Steaua. Bănel Nicoliță centrează, Bănel Nicoliță în centrul careului, acolo unde se afla Jele, va respins Adrian Iordache. Din nou Bănel Nicoliță, încă o șansă și încă un corner pentru Steaua. Foarte greu de învins apărarea Rapidului în această partidă, foarte greu de depășit. S-au autodepășit băieții lui Ioan Andone. Vine acum încă o centrare a lui Bănel Nicoliță, deloc rea, să vedem șutul peste poartă. Toha i-a furat această minge lui Jelev. Este momentul unei înlocuiri previzibile. Iese de pe teren Toha, în locul său intră Arman Caramian. Arman Caramian a fost jucătorul Rapidului, însă nu a primit la fel de mult credit precum fratele său Artiom. Arman Caramian a jucat pentru Rapid în prima parte a sezonului 2004-2005, 5 meciuri a bifat pentru giureșteni. Arman Caramian a scris împotriva Rapidului pe vremea când juca la Timișoara. Da, sezonul trecut a reușit aici o dublă. Timișoara s-a impus cu 2-0. Vedem acum pe Grigorie cu o încercare de pasă către Ioniță, blocat bine de Alexandru Tudose. Acum Arman Caramian, faultat de Grigorie, își cere scuze mijlocașul rapidist. Tănase mult mai dezinvolt decât de obicei, parcă mult mai curajos. Emegara pentru Ovidiu Petre. Ovidiu Petre, o piruetă frumoasă și o pasă pentru Petre Marin. Urcă în atac capitanul Stelei, încearcă să trimită pentru Capetanos. Caramian face pressing acolo, însă fără vreo șansă de succes. Recuperează Ovidiu Petre, agață și Tănase această minge pe care i-o trimite lui Bănel Nicoliță. Mai respinge odată Adrian Iordache. Acum Lazar.
Lazar, elegant pentru Ioniță, care ezită și îl lasă pe Tudose să recupereze. O încercare de pătrundere a lui Petre Marin, greșită, și iată flancul stâng lăsat liber de Petre Marin. Costin Lazar încearcă să fructifice acel spațiu, îi trimite foarte bine lui Spadalsio în fața golului 5. Spadalsio nu poate să-l învingă pe Tătărușanu și este corner. Ce ocazie ratează Spadalsio! Excelentă fază ofensivă a giuleștenilor. A văzut perfect Costin Lazar culoarul pe care trebuie să-i paseze lui Spadalsio. Brazilianul a preluat bine, însă a fost blocat de Tătărușanu. Rămâne 4-1. Da, la faza precedentă Megara a strâns în centru, însă Nicoliță a fost prins de fază foarte avansat. N-a reușit să mai acopere flancul. De acolo a venit Gaura din apărarea Stelei. Costin Lazar pentru Adrian Iordache. Spadalsio întoarce la Costin Lazar și acum Marius Constantin. Marius Constantin cu o minge lungă spre Ioniță, preia pe piept Ioniță, blocat de Petre Marin în primă fază. Încă o dată capitanul Stelei nu reușește să-i facă față lui Ioniță, iar Arman Caramian recuperează regulamentar. Este pentru a doua oară când Arman Caramian este lovit de Ștefan Grigorie. Își iese din pepeni mijlocașul armean. Vin acolo aproape toți jucătorii celor două echipe. Săpunaru era cel mai vehement. El ar trebui să stea foarte liniștit după ce a scăpat de eliminare în prima repriză. Grigorie a văzut cartonașul galben din partea lui Marius Avram. Am văzut și explicația dată de Marius Avram, jucătorul rapidist. Iată duelul de mai devreme dintre Grigorie și Arman Caramian și reacția fostului jucător al Rapidului și actualului jucător al Stelei. Minutul 64 în Giulești Rapid, Steaua 4-1. Mâine de la 18:30 în direct la DigiSport, o altă partidă foarte interesantă, FC Vaslui, Universitatea Craiova, pe DigiSport Plus de la ora 22, Liverpool, West Ham United. Da, și evident toate reacțiile de după această partidă mâine la știrile DigiSport de la 17:30 și 19:30. Sesinia scoate o lovitură liberă după duelul cu Emegara. O seară magică pentru jucătorul brazilian. De mult nu l-a mai văzut cu asemenea poftă de joc pe Sesinia. E drept, a avut și o perioadă mai slabă cauzată de o accidentare. A avut probleme medicale serioase. Au trecut 20 de minute din repriza secundă și pare incredibil că n-am avut niciun gol. Era cât pe aici să marcheze Sesinia. Puțin pe lângă poartă a trimis brazilianul. Încă o dată centrarea lui Spadalsio, o centrare foarte bună, se confirmă ceea ce știam. Spadalsio, un pasator excelent, 8 pase decisive în dreptul său în acest campionat. Acum Cristi Tănase îi trimite lui Bănel Nicoliță. Nicoliță, o fentă, reușește să-l păcălească pe Costin Lazar. Cristi Tănase, în postura coordonatorului, îi trimite lui Petre Marin. Arman Caramian este undeva în centrul careului rapidist, ca al treilea atacant. Cristi Tănase îi trimite lui Ovidiu Petre, vine și Emegara, însă Ovidiu Petre greșește o pasă simplă. Tudose a degajat în Sesinia și Jelev reușește să respingă. Îmblânzește Tănase această minge pe care o trimite mai apoi către propriul portar. O mulțime de greșeli de genul celei făcute de Ovidiu Petre au avut steliștii în această seară. Acesta este motivul pentru care Rapid a speculat absolut toate culoarele și motivul pentru care în afara celor 4 goluri marcate, Rapid a mai avut încă 2-3 ocazii mari. Și iată cine vorbea despre o cădere fizică a Rapidului în partea a doua a meciurilor, s-a înșelat. Rapidul face același pressing agresiv. Suntem încă departe de final. Centrarea lui Bănel Nicoliță, balon respins de Adrian Iordache. Nicoliță recuperează, încearcă o pătrundere în forță. Bogdan Stancu este oprit de Marius Constantin. Meciul rămâne aprins în ciuda diferenței care separă cele două echipe. Meciul rămâne unul disputat. Steliștii luptă pentru orgoliu în finalul acestui joc. Capetanos preia și este faultat de Marius Constantin.
O nouă lovitură liberă pentru roșialbaștri, care însă în această partidă nu s-au descurcat absolut deloc la aceste faze fixe. Însă acum în teren este Arman Caramian care a marcat împotriva Gloriei Bistrița, Arman Caramian care l-a obligat pe Dani Coman să greșească în partida cu FC Brașov. Cristi Tănase sau Arman Caramian? Până la urmă Arman este cel care va executa. Arman Caramian pe poartă reușește să prindă Bornescu. Cred că a fost dincolo de penaltiul transformat de Capetanos, singurul șut pe poartă al Stelei în această partidă. Emegara scoate în centru pentru Ovidiu Petre. Bogdan Stancu pentru Ovidiu Petre, din nou Bogdan Stancu, Capetanos la Tănase în stânga, cere mingea. Arman Caramian însă este bine poziționat săpunarul. Revedem execuția lui Arman Caramian pe colțul scurt, Bornescu la post. Bornescu, cel care și-a permis să preia pe piept ceva mai devreme mingea trimisă cu capul de săpunaru. Acum Sesinia îl depășește pe Megara, vine acolo și Ovidiu Petre. Sesinia însă continuă și până la urmă mingea ajunge în brațele lui Tătărușanu. Se spune că giuleștenii joacă pe o primă de 3.000 de euro în această partidă, în timp ce steliștii ar fi încasat 10.000 de euro, cel puțin din vorbe, dacă băteau în această seară și învingeau și săptămâna viitoare pe FC Timișoara. Nu joacă primele și nu joacă nici bugetele nicăieri în lume. O pasă a lui Bogdan Stancu pentru Cristi Tănase, Bănel Nicoliță pentru Ovidiu Petre, Capetanos acum, Capetanos îl are în față pe Bozovic, încearcă să pătrundă Capetanos, însă se apără foarte bine jucătorul muntenegrean. Bozovic este un fotbalist de națională. Capetanos reușește recuperarea, trimite în fața porții Bogdan Stancu. O reluare cu călcâiul a lui Bogdan Stancu, însă Bornescu a fost la locul potrivit. Vine acum intercepția lui Petre Marin, șutul violent al capitanului Stelis se duce departe de poarta lui Bornescu. De revăzut ultima fază, Bogdan Stancu cu călcâiul. Parcă a anticipat acolo Bornescu ce avea de gând Bogdan Stancu. Portarul Rapidului s-a culcat bine pe această minge. A reluat cu piciorul drept într-o fază asemănătoare petrecută în 1994 la o centrare a lui Hagi Dumitrescu. Punea stângul și marca în poarta Argentinei. Analiza partidei o aveți la Fanatic Show. După această partidă vă așteaptă Horia Ivanovici și în calitate de analiști Ilie Dumitrescu, cel de care vorbeam puțin mai devreme, și Andrei Vochin. Minutul 70, Rapid Steaua 4-1. Ioan Andone se pregătește să facă și el prima schimbare. Brazilianul Helder la marginea terenului. Bogdan Stancu pentru Capetanos, greșește și grecul în fața lui Sesinia. Deși nu este rolul său, și brazilianul Sesinia a recuperat o mulțime de mingi în această partidă. Capetanos încearcă să trimită lui Bogdan Stancu, excelentă intervenția lui Bozovic, care face, o spun încă o dată, face un meci mare. Repune Nicoliță, centrarea lui Bogdan Stancu pentru Capetanos, obține cornerul grecul, iar Ioan Andone se pregătește să-l trimită în teren pe brazilianul Helder. Ștefan Grigorie, cel pe care îl va înlocui Helder. Și o grijă în plus pentru Petre Marin și Arman Caramian, jucătorii care alcătuiesc banda stângă a Stelei, în condițiile în care Helder, se știe, este un fotbalist de viteză. Grigorie cam terminase benzina, Helder vine cu forțe proaspete și este un jucător greu de ținut în frâu. Da, și un jucător până la urmă capabil să-i stăpânească pe Arman Caramian și Petre Marin. Mută bine Ioan Andone. Grigorie a aplaudat și el de o parte a suporterilor rapidiști de la tribuna întâi. Arman Caramian pregătit să bată cornerul, centrarea lui Arman Caramian, reluarea lui Bogdan Stancu, nu a găsit spațiul porții, iar rapidiștii pleacă pe contraatac, un contraatac care se anunță foarte periculos. Costin Lazar întârzie, îi pasează până la urmă lui Matic, iar acum Spadasio îi retrimite slovenului.
Din nou Lazar în cercul de la centrul terenului, caută un coechipier liber în spatele apărării Stelei, nu-l găsește și trimite înapoi până la Bojovic. Ionita a faultat în atac. Tudose pentru Emegara. Minutul 72 în continuare, 4-1 pentru Rapid. Bănel Nicoliță îi trimite lui Capetanos, care a încercat o preluare spectaculoasă. Tănase pentru Petre Marin. Helder vine să-l blocheze. Petre Marin trimite lui Ovidiu Petre. Emegara acum centrează nigerianul, respinge însă Marius Constantin din fața lui Capetanos. Costin Lazar, Giuleștiul are patru fotbaliști pe acest contraatac, la care Spadasio continuă, o minge deviată de Jelev, o nouă ocazie importantă în contul echipei lui Ioan Andone. Corner pentru Rapid în minutul 73. Iată trecerea lui Spadasio, a trecut foarte ușor printre Arman Caramian și Petre Marin. Cred că s-a temut Petre Marin să pună piciorul, să nu cumva să comită un penalti. Centrarea lui Spadasio, balon respin la marginea careului, șut puternic, bară și este golul lui Sesinia. Nu a fost offside. Nu este Sesinia, ci Helder cel care înscrie, îmi cer scuze, este 5-1 pentru Rapid în minutul 73. Rapid face instrucție cu Steaua în această seară în direct la DigiSport. Rapid, Steaua 5-1 în minutul 74. Mai avem un sfert de oră plus prelungiri. Multora dintre suporterii giuleșteni nu le vine să creadă când văd scorul de pe tabelă. Al doilea gol din acest campionat pentru Helder. Prima reușită a fost deplasare în meciul cu Universitatea Craiova din turul campionatului. Încă o dată șutul de la marginea careului, mingea a lovit bara, apoi Helder a îndeplinit practic o formalitate. Rapid conduce pe Steaua cu 5-1 din minutul 73 și îmi aduc bine aminte, în minutul 73 a fost întrerupt acel meci din urmă cu două sezoane. Da, la doar două minute după ce înscrisese Săpunaru. Poate... Dar nu, n-are cine să arunce prosopul pentru Steaua. Cristi Tănase pentru Ovidiu Petre. Bogdan Stancu acum scoate o lovitură liberă. Bogdan Stancu este cea mai grea înfrângere a Stelei, dacă se va menține scorul sau cine știe dacă nu va lua proporții mai mari. E cea mai mare înfrângere a Stelei din cel puțin din ultimele sezoane, din partidele cu Rapid. Mi-aduc aminte de un eșec al Stelei usturător în Supercupa României în fața Rapidului, petrecut în urmă cu mulți ani. Da, și încet, încet ne aducem aminte de eșecurile răsunătoare ale Stelei undeva la mijlocul anilor 90 împotriva lui FCM Bacău, acel 1-5. După câteva sezoane, Petrolul a zdrobit-o pe Steaua în două partide. Da, se va căuta mult în statistici după această partidă. Emegara, centrarea lui Emegara, balon respins de Adrian Iordache. Costin Lazar. Lazar iese preluarea, îi trimite lui Helder, un faul din spate al lui Ovidiu Petre, un faul de cartonaș galben. Primul avertisment văzut de fotbaliștii lui Mihai Stoichiță spune și acest lucru destul de multe despre starea de spirit diferită a celor două echipe. Rapidiștii foarte agresivi au riscat mai ales Săpunaru la acea intervenție asupra lui Cristi Tănase, în timp ce steliștii, după ce au văzut că Săpunaru n-a fost eliminat, parcă s-au temut să mai bage piciorul, s-au temut să intre la sacrificiu. Schimbare la Rapid, va ieși de pe teren Alexandru Ionită, cel care în această seară a reușit o dublă, este înlocuit cu letonul Edgars Gauraci.
Mulțumit Ioniță, mulțumit Ioan Andone, foarte fericiți cu siguranță suporterii Rapidului. Iată reușitele lui Ioniță din această partidă. A deschis scorul în minutul 7, iar apoi a înscris pentru 2-1 în minutul 17. Armand Caramian devansat de intrarea lui Helder. Săpunaru trece ușor de Ovidiu Petre. Pasează greșit Săpunaru, recuperarea lui Bănel Nicoliță, o minge pentru Pantelis Capetanos, în duel cu Marius Constantin, reușește să-l scoată în margine Marius Constantin pe Capetanos, formidabil spiritul de luptă al lui Pantelis Capetanos, unul dintre puținii steliști care au arătat că sunt la înălțimea unui derby. Tănase s-a stins după ce a trecut în centru, s-a simțit foarte bine în banda stângă. Vine acum mingea trimisă de Megara pentru Bănel Nicoliță. Nici chiar Bănel Nicoliță nu poate ajunge la această minge. Și revedem golul de 5-1 marcat de Helder după ce Tătărușanu respinsese în bară șutul trimis de Vladimir Bojovic. O fază care a luat prin surprindere pe steliști și iată relația dintre Ioan Andone și fanii Rapidului este din ce în ce mai bună. Am avut dovada în cadrul precedent. Emegara, nigerianul nevoit să se întoarcă, pierde foarte ușor mingea în fața lui Costin Lazar. Spadasio acum, Costin Lazar așteaptă la limita offside-ului Gauraci, mingea se duce însă la Bozovic, care l-are în față pe Emegara. Bozovic iese primul dribling, însă intervine foarte bine Ovidiu Petre. Rapid nu se oprește nici la 5-1. În timp ce Steaua este clar incapabilă să arate mai mult decât a arătat în cele 79 de minute disputate până acum. Andone îl va trimite în teren și pe Ovidiu Herea. Acum Spadasio, este ghinionistul serii Spadasio, a avut o ocazie imensă, a jucat foarte bine, a oferit o mulțime de mingi coechipierilor din atac, însă nu a reușit să înscrie. Întoarce Gauraci pentru Bozovic. O mulțime de ghete galbene pe teren. Gauraci, Spadasio și Săpunaru sunt cei care le poartă. Herea, cel care înaintea acestei partide era golgheterul Rapidului cu 8 reușite, pregătit să intre și el pe teren. Între timp a fost depășit de Alexandru Ioniță, care a ajuns la 9 goluri. Bojovic din prima pentru Sesinia. Intervine acolo Alexandru Tudose, care urcă cu mingea la picior. În stânga așteaptă Armand Caramian, mingea se duce însă în dreapta la Bănel Nicoliță. Trece Bănel Nicoliță, vine centrarea pe 6 metri, respinsă de Marius Constantin. Ce este remarcabil la Rapid, dincolo de întreaga prestație din această seară, este faptul că formația lui Andone a rămas la capacitate maximă, indiferent de scorul de pe tabela de marcaj. Am văzut Rapidul jucând cu multă atenție, cu multă dăruire și la 3-1 și la 4-1 și iată acum și la 5-1 în partida cu Steaua. Va intra Herea în locul lui Spadasio, va intra și Zurdu la Steaua pentru ultimele 10 minute ale acestei partide. Iese Pantelis Capetanos, golgheterul ligii întâi cu 14 reușite. Va intra Zurdu, cel care a marcat etapa trecută în partida din Ghencea cu Paul Iași. Iată realizarea lui Capetanos, una dintre puținele acțiuni ale Stelei care au pus în pericol poarta lui Mircea Bornescu. Tot el scosese acea lovitură de la 11 metri. Analiza acestei partide o aveți imediat după încheierea jocului la Fanatic Show. Vă așteaptă Horia Ivanović și invitații săi, Ilie Dumitrescu și Andrei Vochin. Atât Steaua cât și Rapidul vor evolua etapa și etapa viitoare în direct la DigiSport. Vedem acum o centrare. Balonul ajunge la Armand Caramian. Armand Caramian șutează, însă Bornescu are o paradă superbă. Spuneam că ambele echipe vor juca și etapa viitoare în direct la DigiSport. Rapidul sâmbătă de la ora 17, Coțelul Galați în deplasare, Steaua duminică de la ora 20 în Ghencea împotriva Timișoarei în derbiul etapei. Alte două partide foarte interesante din runda următoare sunt în direct la DigiSport. Sâmbătă CFR Cluj, Unirea Alba Iulia, duminic
duminică partida dintre Universitatea Craiova și Unirea Urziceni. Nu mai sunt multe minute până la finalul acestui derby de-a dreptul incredibil. Nimeni nu se aștepta la o astfel de desfășurare, nimeni nu se aștepta la un astfel de scor, poate nimeni nu se aștepta la o evoluție atât de proastă a Stelei. Ovidiu Petre, o intrare tare a lui Gauraci. Da, Marius Avram n-a văzut intrarea lui Săpunaru asupra lui Tănase, așa că de ce l-ar sancționa pe Gauraci, care l-a lovit, e adevărat, dar nu foarte rău pe Ovidiu Petre. Ovidiu Petre stimulat de Marius Avram să se ridice. Încă 8 minute până la final, vom avea sigur și câteva minute de prelungire. Asta dacă Marius Avram va decide să prelungească chinul steliștilor. Da, în campionatele care se respectă, prelungirile la un astfel de scor nu prea se mai acordă. Fără îndoială, avem cel mai bun meci făcut de Rapid în acest sezon și cel mai slab al Stelei din acest campionat. Tătărușanu trimite către Surdu. Here acum se descurcă bine între doi adversari, continuă cu pasă la Săpunaru, o încercare de angajare a letonului Gauraci. Câștigă duelul aerian Jivko Jelev, care are să-i reproșeze ceva asistentului Octavian Șovre. Minutul 84, Rapid, Steaua 5-1. Săpunaru aruncă de la margine, Gauraci pentru Matiș, care schimbă elegant jocul în banda stângă la Bojović. Șutul muntenegreanului se duce foarte departe de poarta lui Tătărușanu, însă sunt aplauze. Fotbal cu zâmbetul pe buze, asta ne-a oferit în această seară Vladimir Bojović. Armand Caramian acum pentru Romeo Surdu. În centru așteaptă și primește Tănase. Mai departe până la Bănel Nicoliță. O minge trimisă în fața porții, însă neajunsă acolo de Romeo Surdu. Rapidul a marcat în această seară mai multe decât o făcuse în ultimele 5 partide jucate împotriva Stelei. O seară magică pentru giuleșteni. Degajează Bornescu. Sesinia întoarce greșit balonul, recuperează Bogdan Stancu. Da, Rapidul a marcat în această seară 5 goluri în condițiile în care în toate etapele de la începutul returului reușise doar 6 goluri. Săpunaru respinge până la Helder, brazilianul a încercat să-i trimite lui Herea, a recuperat Ovidiu Petre, Cristi Tănase pentru Bogdan Stancu, așteaptă balonul Bănel Nicoliță, acum primește mingea Emegara pregătit să centreze. Ofenta lui Emegara nu găsește soluția potrivită când s-a hotărât să centreze. A fost blocat de Bojović. Da, întrebarea care se pune, cine a găsit soluția potrivită din rândul steliștilor în această seară? Cu siguranță nimeni, nici măcar Mihai Stoichiță n-a ales varianta potrivită de a începe această partidă. Rămâne de văzut ce se va întâmpla până la următorul meci al roșialbaștilor. Vă spunea și George, duminica viitoare de la ora 20, Rapid FC Timișoara în direct la Digisport. Da, Stoichiță n-a reacționat la 3-1, n-a reacționat la 4-1. A început repriza a doua cu aceeași componență a echipei. Târziu l-a schimbat pe Toha cu Armand Caramian. În fine, sunt alți specialiști care vor face analiza acestei partide. Doi dintre ei sunt la Fanatic Show imediat după încheierea jocului, Ilie Dumitrescu și Andrei Vochin. Acum Bănel Nicoliță încearcă să combine cu Romeo Surdu, blocat foarte bine de Bojović. Tot muntenegreanul continuă această fază, se oprește Bojović, abia acum îi trimite lui Gauraci. Dansul letonului pe lângă minge, continuat cu o pasă imprecisă. Ovidiu Petre pentru Tănase. Începe un alt, încă un atac al Stelei. Să vedem dacă va fi mai de succes decât celelalte. O diagonală pentru Romeo Surdu. Mingea a ieșit în afara terenului. Rapid Steaua, minutul 87, 5-1.
Iar cel pe care l-am văzut mai devreme în imagine, Sesinia, unul dintre vinovații, între ghilimele, pentru rezultatul de pe tabelă. Sesinia a înscris pentru 3-1 în minutul 22. Ovidiu Petre preia pe piept la mijlocul terenului, continuă în nota evoluției de până acum. Centrarea lui Bănel Nicoliță, mingea se duce către Arman Caramian, aflat în duel cu Săpunaru. Arman Caramian întoarce până la Petre Marin. Petre Marin, pasa cu care era căutat Surdu, va fi corner pentru Steaua. Steaua atacă în acest final de partidă, însă atacă mai mult din inerție. Cu siguranță, dacă le-ar spune cineva să o tulească spre vestiare, s-ar duce repede roșialbaștri. Centrează acum Arman Caramian, respinge Adrian Iordache până la Jelev, șutul bulgarului peste poarta lui Bornescu. Schimbare la Steaua, iese de pe teren Megara, în locul său intră Golanski. Da, să joace și Golanski, să... Mă rog, nu înțeleg la ce folosește această schimbare. Mai erau câteva minute. Golanski putea fi scutit de umilința de a evolua într-o astfel de partidă. A fost un weekend cu o mulțime de derbiuri în direct la Digi Sport și Digi Sport Plus. Inter Juventus, acest Rapid Steaua, Lazio, Roma, Barcelona împotriva lui Espanyol, Tottenham, Chelsea. Weekendul viitor în direct la Digi Sport și Digi Sport Plus, alte partide foarte interesante din cele mai puternice campionate ale Europei și sigur din Liga 1. Weekendul viitor în direct la Digi Sport și Digi Sport Plus joacă printre alte formații Barcelona, Real Madrid, Inter, Liverpool, Juventus și în seara de duminică, atunci când este Steaua Timișoara pe Digi Sport, pe Digi Sport Plus, de la 10 fără un sfert va fi confruntarea dintre Roma și Sampdoria. Nu uitați însă, mâine de la 18.30 aveți partida dintre FC Vaslui și Universitatea Craiova. De la 17.30 știrile Digi Sport, la care veți afla toate amănuntele din jurul acestei partide. Helder, ce viteză are brazilianul împrumutat de Rapid de la Nancy. A reușit să ajungă la minge înaintea lui Petre Marin. Urcă Golanski. Polonezul a încercat să trimită pentru Bogdan Stancu. Abia acum mingea ajunge la Bogdan Stancu, blocat însă foarte bine de Matic. Intrăm curând în ultimul minut al timpului regulamentar și s-ar putea să fie și ultimul minut al meciului. Ovidiu Petre recuperează. Recuperează, însă nu are cu cine combina, pentru că rapidiștii joacă la fel ca în startul partidei. Poate agresivitatea nu este la fel de crescută, însă băieții lui Andone acoperă la fel de bine propria jumătate de teren. Vine acum centrarea, respins foarte ușor de Marius Constantin. Golanski este cel care repune de la margine. Să vedem cui va trimite polonezul. N-are foarte multe soluții la dispoziție pentru Bănel Nicoliță. Golanski, centrarea lui Golanski către Bogdan Stancu. Balon respins însă de Marius Constantin. Contraatacul Rapidului este oprit de o intervenție bună a lui Alexandru Tudos. Vom vedea imediat minutele de prelungire. Două minute de prelungire se arată de la margine, mai mult decât rezonabil pentru o echipă a Stelei zdrobită de un Rapid extraordinar în această seară. Ovidiu Petre îi trimite lui Golanski. Centrarea lui Golanski, balon respins de Bozović, care pare să aibă probleme serioase după această fază. Ovidiu Herea, în dreapta, a sprintat Helder, lui trimite Ovidiu Herea, Tătărușanu iese din poartă, reușește să respingă mingea. Abia acum îl vede Marius Avram pe Vladimir Bozović, care însă se ridică. A fost o centrare cu mult, poate prea mult efect pentru Bozović. Da, e din fosta Iugoslavie, se vede acest lucru. Bozović are spirit de luptător. Muntenegreanul a făcut un meci excelent. Iată centrarea lui Golanski și balonul respins de Bozović. S-a prăbușit imediat muntenegreanul. Lovitură liberă pentru Steaua, poate ultimul atac al roșialbaștrilor în această seară.
Suntem în ultimele 45 de secunde ale prelungirilor. Cristi Tănase pentru Bănel Nicoliță, mai departe până la Romeo Surdu. Aruncare de la margine pentru Roșii Albaștri, care termină meciul în atac. Este o realizare a Stelei în această seară. Golanski. Îi trimite Golanski lui Cristi Tănase. Tănase se întoarce. Centrează Tănase pentru Bogdan Stancu. Minge deviată pentru Arman Caramian. Armeanul n-a mai reușit să mai ajungă la balon. Sunt ultimele secunde ale acestei partide. Analiza meciului imediat la Fanatic Show, făcută de Horia Ivanovici, Ilie Dmitrescu și Andrei Vochin. Este o seară despre care se va vorbi mult și în Giulești și în Ghencea. Fluier de finala lui Marius Avram. Rapid învinge pe Steaua cu 5-1. A cincea victorie din cariera lui Ioan Andone, obținută împotriva Stelei. În timp ce giuleștenii sărbătoresc această victorie istorică, băieții lui Mihai Stoichiță se grăbesc către vestiare. Bogdan Stancu se uită, aruncă așa o privire peste umăr, cine știe, la bucuria giuleștenilor, la propria bancă. Da, a fost o seară senzațională pentru Rapid, una dintre cele mai frumoase trăite de giuleșteni în ultimii ani. Lovitura cu capul a lui Ioniță în urma centrării lui Bozovici a dus la deschiderea scorului în minutul 7. Capetanos a egalat din penalti în minutul 15 după un fault a cărui victimă a fost, să spunem. Centrarea lui Sesinia și finalizarea lui Alexandru Ioniță din minutul 17, golul de 2-1 al Rapidului, inexplicabilă lipsa de marcaj din careul Stelei. Sesinia a făcut 3-1 în minutul 22. A ridicat această minge, l-a depășit pe Tătărușanu și a înscris cu toată opoziția lui Ovidiu Petre. Dacă e să remarci pe cineva, George, din echipa Stelei, pe cuvânt că nu ai pe cine. Da, e greu. E greu de găsit cineva care să fi făcut fața acestui derby. Minutul 33, Marius Constantin a dus scorul la 4-1 după un penalti produs de Emegara, un fault asupra lui Grigorie. Helder a închis tabela în minutul 73. Umilință completă pentru Roșii Albaștri. Cea mai usturătoare înfrângere din ultimele sezoane. Rapidiștii sărbătoresc alături de un stadion plin, cel puțin atât cât este deschis. Tribune în delir aici în Giulești. O seară, încă o dată o spun, o seară magică, o seară extraordinară pentru rapidiști care se impun cu 5-1. Probabil că mulți suporteri Rapidului vor fotografia tabela afișată în acest și afișajul din acest moment pentru a-și aduce aminte de-a lungul peste ani de zile de acest moment. Nu uitați, urmează Fanatic Show imediat după această partidă. Noi suntem George Dobre și Dan Ștefănescu. Vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele DigiSport. O seară plăcută!